Mă, Paul, nu-mi dai 500 de lei până vii data viitoare. Nu-ți dau, că mai am 1000 de lei datorie la tine. Știi ceva? Dacă nu-mi dai, te zic la tata că te-ai lăsat de facultate. Ești Ușca o... jos, Nicolae! Nu mai e de tine lucru. Vântăt, animale, pământ și mă mut la azil. Bună dimineața! S-o treziți și conașul pe ulică. Eee, numai 10 ore ai dormit. Poftă bună să ai la cafeluță sau cum îi ziceți voi pe Instagram. Nici măcar nu-i cafea aia. Ui, ceai de detoxifiere. Doamne, apără și păzește. Dar ce ai mâncat toxic? Tată, Paul a trecut la vegani. A trecut? Măi, Paul, mă, eu te-am botezat acin în sat, cu popă. Eu cufundat în cristerniță. Nu, mă, tată, Paul a trecut la cei care mănâncă vegan. Acum mănâncă vegan. Rău vegan. Rău! Pi, tu ai fost un copil bun de când i a adus măta pe lume, mă. Dar sunt și acum, ce Ceai ce de el să bea betezi. Hai că-ți face tico o papară din patru ouă cu trei scrijele de slănină. <laughs> Și cu tine, Dianuță? Nu mai mănânc omletă. Mai mă, Paul, mă, tu ai bolunzit. Uită-te la tine, că te-ai ascuțit ca lupta de clasă. Ai profil de biscuite. ce i cu tine? Ce ai de gând? Nu mă, tată, dar are un stil așa de viață sănătos. Știi, mănâncă germeni... Germeni de lucernă, germeni de grâu. Mă, Paul, mă, tu mânci ce paște bălana noastră, mă. Uită-te la tine că ai 50 de kg cu ochilar cu tot, mă. Poate, dar am energie. Energia ai, dar n-ai putere. Îți încălzesc cinci sarmale, le-am făcut eu cu o afumătură, că mă, taită, mă taită. Nu mănânc așa ceva. Mă tata, am mâncat, lasă că am mâncat de dimineață, am mâncat ce granola cu lapte de soia. Lapte de soia, că laptele de la bălana nu-i mai bun, așa Nu, no, dacă ai energie, hai să mă ajut să tăiem porcu. Eu nu particip la crima asta. Vai de mine, când erai mic, o lună mă întrebai, tati, tati, când te în porcul? Mâncai soric, mâncai urete de porc, codă de porc, mâncai pomana porcului, două porții să nu mai aud de carne de porc. Da, mă, Paul, dar niște vițel? Hă? Sau jumate de vițel, ce zici? Vițel, da. Îți face tata acum un minte, scot unu și minte, n-aș scocea unul și îți fac un guiaș de vițel. Mă, să te pui pe ptișoare, mă, copile. Nu mănânc. Pe zis carne de vițel. Da, mă trece proful la poli dacă îi duc jumate de vițel. O fomnelu cam și sesiunea cam lungă. Nu-i nimic, dragutate, că de data asta ghibol îți dă tata.